Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis marți noi atenționări cod galben și cod portocaliu de inundații, valabile până miercuri dimineață în 14 bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, marți în intervalul 13-20 va fi instituit cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Amonte, Nepoș și afluenții săi de dreapta din județul Bistrița-Năsăud, afluenții Crișului Negru din județul Bihor și Arieș, bazin superior și afluenții săi din județele Alba și Cluj. Aceste fenomene se pot produce cu probabilitate mai mare în bazinul hidrografic Arieș. În zonele avertizate, creșteri de niveluri cu posibile efecte de inundații locale se pot produce pe unele sectoare de râu și datorită influenței evoluției formațiunilor de gheață. În același timp, în intervalul 12 ianuarie, ora 13 și 13 ora 10 se vor înregistra creșteri de debite și niveluri de depășiri ale cotelor de apărare cu posibile efecte de inundații locale pe râurile din bazinele hidrografice, râul Tisa, la intrarea în țară, Vișeu, Iza, Tur, județele Maramureș și Satu Mare, Someșul Mare, Someșul Mic, Lăpuș, județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, Crasna, județele Sălaj și Satu Mare, Barcău, județele Sălaj și Bihor, Crișul Repede, Amonte, Vadu Crișului, județele Cluj și Bihor, Crișul Negru, Crișul Alb, județele Bihor, Arad și Hunedoara, Arieș, județele Cluj și Alba, Bistra, afluent al Timișului, județul Caraș-Severin și Bistrița Superioară și afluenții săi, județele Suceava și Neamț. Hidrologii menționează totodată că începând cu data de 12 ianuarie ora 13 se ridică avertizarea valabilă anterior în celelalte bazine hidrografice.